UTA pierde al doilea duel cu Dinamo în două luni pe arena Arcul de Triumf fără gol marcat. După 0-1 în finalul sezonului regular a venit și un 0-2 la căderea Cortinei în play-out-ul Superligii, după o nouă prestație palidă a echipei lui Mircea Rednic. Câinii roșii evită retrogradarea directă și pentru că i-au ieșit și alte rezultate, în timp ce, bineînțeles, echipa arădeană e ținta speculațiilor, ținându-se cont de trecutul de dinamovist al Puriului.